Bună ziua dumneavoastră, domnilor primari! Iată că într-o zi frumoasă de toamnă ne-am adunat la Câmpia Turzii pentru a sărbători ziua Recoltei. Am să parafrazez pe scriitorul român Liviu Debeanu, care la intrarea în Academie a susținut lucrarea laudă țăranului român. Eu vreau să aduc un elogiu și să spun laudă producătorului român, ori de unde ar fi el, din Câmpia, din Vișoara, din Luna, din Triten, Ceanu sau de oriunde, pentru că fără munca celor oameni care de dimineața și până seara bătătoresc palmele și mintea pentru a ne da nouă de mâncare, noi astăzi am cumpărat mai mult din alte țări. Eu vreau să-i felicit pe cei care produc, vreau să le spun spor în toate, sănătate, pace în țară, grâu la vară, iar dumneavoastră, mușteriilor care cumpărați, vă doresc să aveți bani în buzunare, să puteți să vă cumpărați tot ceea ce vă doriți. Sănătate dumneavoastră tuturor, la mulți ani Câmpia Turzii, Vișoara, Luna și la mulți ani România. Domnilor primari, dragi locuitori ai municipiului Câmpia Turzii, mulțumesc domnule primar pentru invitație. Vreau să vă aduc salutul și stima și respectul concetățenilor mei de la Luna pentru noastre locuitorii municipiului Câmpia Turzii, unde o parte din țăranii noștri de la Luna desfac și produsele cu care peste an își desfășoară activitatea. Sigur, țăranul este talpa țării. Țăranul, când este bogat țăranul, este bogată și țara. De aceea, pe locuitorii din municipiul Câmpia Turzii, vă rog să nu-i certați când cer un pic pe produsele lor un preț mai mărișor. Pentru că toată vara, în arsiță, în ploi, în vânt, nu mai știu cum se descurcă, să nu-i mai jinim, să nu-i mai supărăm. Sigur, parafrazându-l pe marele poet Coșbuc, care spunea sunt mândru că sunt fiu de țăran, cred că majoritatea din locuitorii acestui municipiu se trag și de la țară. De aceea trebuie să vă rog să fim mai indulgenți, să fim mai buni cu țăranii noștri, vă rog să le apreciați munca și vă rog că atunci când vin la oraș să fie și ei respectați. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc ca bucatele noastre produse de țăranii noștri să ajungă pe mesele dumneavoastră, să vă bucurați de ele în sănătate și fericire, bucurii cu familiile dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumesc domnilor primari, doamnelor și domnilor, bună ziua! Chiar dacă astăzi întâmplarea face ca noi să fim pe scenă, din punctul meu de vedere, cei care ar trebui să urce astăzi pe scenă sunt producătorii locali, fie că sunt din Câmpia Turzii, din Vișoara, din Luna, din Trinten, Ceanu Mare sau Frata. Pentru că această zi, care din punctul meu de vedere este cea mai frumoasă zi din an pentru producătorii locali, este organizată de Primăria Municipiului Câmpia Turzii din respect pentru munca dumneavoastră. Atât cei care au fost înaintea mea primari, eu de când am preluat acest mandat, am încercat să punem bazele pe producătorul local. Și cred că am reușit asta prin ceea ce noi am făcut în cadrul Serviciului Administrația Piețelor. Vă doresc tuturor să vă bucurați de această zi frumoasă de toamnă, să cumpărați produsele pe care le găsiți în piața din Câmpia Turzii și, de ce nu, să vă bucurați de spectacolul pe care Primăria Municipiului Câmpia Turzii l-a organizat pentru dumneavoastră astăzi. Doamne ajută! Îmbărat aplauze pentru domnii primari, vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru cuvintele spuse. Ei, dragii mei, trecem la partea de spectacol, dar înainte de asta vreau să vă spun că sunt un pic supărat. Anul trecut, când eram tot în fața dumneavoastră, însă anul acesta sunteți un pic mai mulți, la un moment dat am cerut din partea gospodinelor din Câmpia Turzii anumite rețete sau chiar produse. Și aici mă refer la zacuscă, la murătură, la dulcețuri. Și era o doamnă, doamna Maria. Nu știu dacă e mai printre noi acum aici la acest spectacol, dar dânsa mi-a promis că îmi dă zacuscă, murături și dulcețuri. Și uitați-vă la mine, nu am primit. Și aici e o problemă. O să iau la răspundere pe doamna Maria și o să... Da, apropo, dacă cumva vine la acest spectacol, să vină aici în spatele scenei pentru a-mi da exact ceea ce a promis. Bun. Stimați invitați, astăzi pentru dumneavoastră vin să ne cânte și să ne încânte artiști de renume național.
Ioan Dordoi, Simideac, o tânără speranță a muzicii populare, Alexea Știlian și, bineînțeles, maestru Florin Rupa, care împreună cu cetărașii din Ardeal îi va acompania pe artiștii noștri. De asemenea, ansamblurile noastre locale, Tulipan, Mugurelu și Ardeleana, vor prezenta pentru dumneavoastră jocuri tradiționale. Și dacă vă este frig și dacă vreți să vă încălziți puțin, puteți să faceți și un joc și o horă aici, pentru că muzica o să cânte, dar dumneavoastră trebuie să vă distrați și să profitați de această zi frumoasă de toamnă, cu soarele pe cer, înseamnă că Dumnezeu ne iubește. Stimați invitați, trecem la primul ansamblu. Voi cine sunteți? Că nu vă știu. Ziceți! Dar ziceți, vă rog frumos, în cor. Dar voi o să intrați un pic mai încolo, știți, nu? Așa, și ce o să faceți pentru celelalte ansamblu? O să-i aplaudați, nu? Mai tare să se audă, să audă așa acolo în spate. Bun, stimați invitați, în aplauzele dumneavoastră, ansamblu de dansul măgare Tulipan!